Doamna și domnule, bine v-am regăsit! Am zis că dacă tot e Sfântă Mărie, hai să nu mai pomenim pe nevolnici ăștia de politicieni, cu organizațiile lor numite partide, nu se știe din ce organizații îs. Și hai să facem un pic de istorie. Sigur că acum istoria nu e a din manuale, iar o să sară unii, iar o să sară alții. Și am observat un, o chestiune. Atunci când vii cu altceva decât în manuale, cei care sar, nu s-ar neapărat că nu i adevărat ce spui. Ei sar că, domnule, nu se cuvine să dai astfel de adevăruri. Dacă zici de faptul că Transilvania e un spațiu comun al românilor, al maghiarilor, al sașilor, al tuturor celor care trăiesc aici, vine imediat cu ip și trăznea. Dacă le zici de tărcaia, zic, a, clar, ești pe tine de Budapesta. La fel se întâmplă cu, am văzut, cei care uh, militează pentru autostrada Moldovei. Sigur, la o scară mai mică. M-am uitat pe niște forumuri și acolo erau înjurați că ce-au ei cu Bucureștiul. La fel se întâmplă cu cei din Banat. Care și-ar dori, nu-i așa, ca toată lumea, o adevărată autonomie locală, și-ar dori alt, altfel de instituții, și-ar dori o Românie civilizată într-o Europa civilizată. Și trebuie să vă spun că ăștia care sar de 7 metri în sus, când le spui dincolo de manuale, ceva, ăștia sunt foarte vocali, chiar dacă nu sunt foarte mulți. Dacă ignori, faci o greșeală fundamentală pentru că ignorarea lor nu înseamnă nonexistența existența lor. Și atunci ești obligat să dai argumente în speranța că las că văd și alții, poate tentați să meargă pe firul lor. Atunci am zis, cum ar fi să discutăm noi despre uh, un fapt mai puțin cunoscut sau cel puțin trecut cu vederea de o grămadă de istorici. Uh, atunci când se vorbește despre federalizare, despre autonomie regională, despre descentralizare, spuneți-i cum vreți. Uh, vin istoricii mulți, cu excepțiile onorabile, în mod evident, și zic, da, domnule, este o temă maghiară. Păi, nu e o temă maghiară. Vaida Voievod nu era maghiar, Iuliu Maniu nu era maghiar, Sever Bocu nu era maghiar, Pan Halipa nu era maghiar, Iancu Flondor, Iancu Cavarel de Flondor nu era maghiar, Romul Boilă pe care o să-l prezentăm acum nu era maghiar. Și atunci te întreb totuși, de ce? În anii ăștia, în deceniile astea, s-a propășit ideea cum că Există adevăruri care servesc și adevăruri care nu servesc. Adevărurile care servesc, le luăm și le facem, le împănăm cu mitologii și cu mitologii și dă să meargă. Că noi de 2050 de ani, poporul român care vrea să se unească și nu a lăsat imperiile și tot așa și tot așa. Și adevărurile care nu servesc, adevărurile alea sunt alea jenante. Deși în istorie n-ar trebui să existe jenă. Istoria este ceea ce s-a întâmplat mai de mult. Apoi că ne place, că nu ne place. Deja s-a întâmplat. Geamul spart nu mai lipești la loc cu poxipol sau cu mai știu eu ce superglu. Și atunci am zis, ok, Romul Boilă. Romul Boilă face parte din uh, pleiada aia de politicieni ardeleni români care au luptat pentru unire și care au fost dezamăgiți după 918, așa cum au fost foarte mulți din toate provinciile. Și când zic toate, o să vedeți de ce. Asta nu înseamnă că nu are merite. Asta nu înseamnă că trebuie să-l ascunde supreși. Asta nu înseamnă că tovarășii istorici trebuie să îl pună cumva la note de subsol. Da? De ce deranjează Romul Boila? Romul Boila a fost uh, ministrul al comunicațiilor în Consiliul Dirigent al lui Iuliu Maniu. Guvernul Transilvaniei, practic. După experiențele cu guvernul liberal al lui Brătianu, care a făcut praf orice încercare a liderilor din provinciile istorice unite de a face o țară modernă, oamenii ăștia s-au răsculat. Romul Boil a făcut o analiză și a venit cu un proiect de Constituție federalistă în 1931. Și fii atent în preambul ce zice Romul Boil. Azi, după aproape 13 ani de la unirea provinciilor românești, cu vechiul regat, suntem nevoiți să facem trista constatare că statul român înstrăjit nu-și are încă organizația sa de stat corespunzătoare și satisfăcătoare, deși între timp s-a cătuit și o Constituție unitară, a 1923. Cauzele acestei dureroase stări sunt multiple, iată câteva din cele mai importante. Cei ce aveau conducerea statului, aproape exclusiv în tot timpul de 13 ani, se referă la Brătianu, nu s-au gândit niciun moment serios la introducerea unei vieți sănătoase constituționale și parlamentare. Aceasta înseamnă doar în ultima analiză pierderea supremației lor politice. De aceea, ani de zile, după unire, s-a amânat sub diferite pretexte al cătuirea unei Constituții, care era menită să pună în pe baze noi și trainice organizarea statului român întregit. Pe urmă, declarând de constituante un parlament ales și constituit prin furt, fraudă și fals, are au fost alegerile lui da? Deci chiar în contra principiilor fundamentale constituționale s-a dat o Constituție a țării în 1923, la care însă, în afară de Partidul Liberal, niciun partid românesc nu a colaborat. Am încheiat citatul din preambulul făcut de uh, Romul Boil. De ce nu se recunoaște asta? Pentru că noi în timp am făcut din Constituția în 1923, care era extrem de proastă, un mit. domne, ce Constituție modernă aveam, ce senzațională. De ce s-a făcut lucrul ăsta? Pentru că, de fapt, Constituția din 1923 a fost impusă tuturor celor care s-au unit în 918 cu vechiul regat. De ce a fost impusă? Păi, în primul rând, Brătianul nu vrea să piardă avantajele centralismului. Avantajul, avantajul centralismului excesiv era pentru grupul lui, nu, de, nu degeaba se vorbește despre caracatița brătienilor, da? Și în același timp o Constituție care descentraliza România îi lua din puteri. Pe de altă parte, istoricii trec sub tăcere chestia asta, dar Constituția din 23 trebuia să fie rodul unei adunări constituante, care n-a mai avut loc. Deci, practic, Consiliul Dirigent, făcut praf și pulbere de Averescu, da? este legitim și astăzi. Pentru că autonomia provizorie, Transilvaniei și șah a, a Basarabiei era provizorie până la întrunirea unei constituante. Constituanta n-a mai avut loc. Brătianu și regele spunând, băi, au câștigat ăștia liberalii alegerile să fie parlamentul constituanta. Adică tu, Partidul Național Liberal, fă tu Constituția cum vrei, că tu ești șef acum. Da? Bun. Care sunt urmările? Cităm din Romul Băilă. În asemenea împrejurări, prestigiul autorității de stat a scăzut la un nivel alarmant, statul este condus de amatori, care nestinjeniți și fără să aibă scrupule schimbă legile organice de pe o zi pe alta. Se operează cu decrete, legi în contra prescripțiilor clare ale Constituției. Exact și astăzi. 13 ani au fost suficienți pentru a ne crea o situație economică în stare să ne pună la adăpost față de crizele economice mari din lume, deși ce se accentuează de către toată lumea ca am fi una dintre cele mai bogate țări. Este copy-paste 20-20, ca să o cităm pe Madame Dăncilă. Pur și simplu, nu suntem în stare să înțelegem că descentralizarea, regionalizarea, federalizarea, ia ce vrei tu din instrumentele astea, este, în, este de fapt o modernizare. Nu poți lăsa pe nimeni, cofi din Ardeal, cofi din București, cofi din Moldova, la un singur buton într-un minister și el se decidă, eu că din clu, să decid pentru ăla din, din vas lui, las mă că știu eu ce e mai bine la tine. Înțelegi? Bun. Merge ală la Constituția lui Romul Buil. Guvernării național țărăniste a succes după marți forțări să introducă în organizarea administrativă a țării într-o măsură prea modestă sistemul descentralizator. Ce a făcut guvernul actual? Bătian. Mă rog, urmașii lui ai căror membri erau mai ieri jurau pe ideea descentralizării și autonomiei locale, au năruit pur și simplu peste noapte toată organizația bazată pe aceste principii. Adică au zis facem, facem, facem și când au ajuns, n-au mai făcut. Exact cum au făcut, inclusiv mulți dintre ardeleni ajungi la București, da? ca să fim extrem de, de, exact, au zis descentralizare, descentralizare și când au ajuns acolo au zis, bă, lasă că e bine să fici, dacă ești la butoane, e bine. Ce descentralizăm după azi? Vine aia să comenteze. Bun. Dezamăgirile din, de după unire sunt nu numai dezamăgiri politice. S-a făcut cu japca o întreagă istorie a, a, epocii de după unire. Brusc, cei din Basarabia, cei din Bucovina, cei din Bana, cei din Transilvania vedeau că alegerile sunt altfel. Discutăm despre sistemul boeresc, regățenesc. Ne place sau nu, ăsta era. Cu intensa și imensa compasiune pentru cei care au trăit în acel sistem, din regat în anii. Ce s-a întâmplat cu cei din Ardeal? Cităm din Romul Boilă. Ne-a fost dat să ajungem nu dată în cei 13 ani trecuți de la Unire, ca fii provinciilor, pe care în alte vremuri îi purtau între baionete jandarmii a supritorilor de ieri să fie purtați de jandarmi români, să fie opriți în libertatea lor de mișcare și jigniți în libertatea lor individuală. Să ne reamintim alegerile transformate de guverne lacome în război civil, înroșit de, frați, de sângele fraților încătușați în neorobie. Practicanții unui regionalism exclusivist și feroce, servind numai intereselor lor, personale și de castă, acuză tot ei pe cei din Provinciile Unite cu mentalitate regionalistă. Ca să știți exact cum a fost, tată? Cum a fost pentru că noi dacă nu înțelegem că trebuie să să ne zicem și adevărurile dureroase și gafele pe care le-au făcut alor noștri, noi nu o să înțelegem niciodată nimic. Înțelegeți? Bun. Enervează romul builă, știu, o să enervez, o să sară iară câțiva. Dom'le, de ce n-amintești de unguri? Că uite ce au făcut ungurii, băieți. Aici este despre români despre românul Romul Boilă, despre românul Brătianu, despre sistemul românesc din România. n are legătură nici cu ungurii, nici cu agatări și nici cu marțienii, cu nimeni, cu nimeni, cu nimeni. Bun. Și zice Romul Boilă, tot în preambul, toate aceste constatări și starea dureroasă în care ne găsim ne îndreptățesc să credem că vina dezastrului mare, care atinge în cele mai importante bunuri ale existenței noastre de stat și de neam, o poartă sistemul de guvernare care s-a înrădăcinat de la Unire încoace, un sistem centralizator care din când în când își ridică capul hidos, dezorganizează, distruge total și oprește propășirea acestei țări și fericirea fiilor ei din provincii care au alergat cu atâta entuziasm la sânul patriei mame. Doare, așa? Dor chestiile astea. N-a existat lider politic din provinciile nou-unite care, după unire, să nu fi fost dezamăgit. Vorbim, iarăși, de Vaida Voievod, de Maniu, de Sever Bocu, de Iancu Cavaler de Flondor, de Panhalipa, adică oamenii care s-au bătut cel mai mult pentru uh, unire, alipire, cum vrei să-i zici, au fost făcuți praf și pulbere de un sistem controlat cu mână de fier de uh, Brătianu. Omul ăsta, acum ai nume de mari uh, bulevarde, are statui, ăsta ar trebui aruncat pentru peste în, în groapa istoriei, în șanțul istoriei, pentru că a făcut praf și pulbere, un vis al tuturor celor care au mers cu entuziasm, așa cum zice romul Boilă, la sânul patriei mamă. Nu, băiete, ai făcut un vis. Sigur, l-a păstrat visul pentru el și și-a făcut o avere foarte mare. Ca și-a trăit și așa a fost sistemul la ei. Ce face romul Boilă? Vine cu Constituția și așa și zice așa. Domne, trebuie să avem un guvern central al cărui membrii se vor recruta din sânul Consiliului de Stat după principiul parlamentar. Da? Dar administrarea, mai bine zis, execuția problemelor comune, în afară de cele ale afacerilor străine și ale armatei, s-a dat în atribuția organizației decentralizate. Și zice, cea mai mare inovație este introducerea dietei și a guvernului provincial, care, organizat pe trei Provincii Muntenia, Moldova și Transilvania vor fi chemate ca prin ființarea lor să fie depozitarele vieții de stat constituționale, împreună cu toate binefacerile ei, printre care viața parlamentară nefalsificată, dominația libertăților publice, răspunderea gestiunilor publice pe toată linia, viața publică cinstită, legalitatea, siguranța și continuitatea de drept. Dieta va fi alcătuită dintr-o singură adunare, iar numărul reprezentanților nu va fi mai mare decât a avut Parlamentul Central în ambele sale adunări o știu Tomu că va fi atacat, da? nu i locu să intrăm în polemici cu adversarii descentralizării, aceasta nu ne împiedică însă să subliniem pe scurt unele obiecțiuni care s-au mai ridicat și se vor mai ridica din partea celor care combat descentralizarea largă pentru țara noastră. Supremul lor argument este că descentralizarea împiedică cursul unificării sufletești și a închegării tehnice a noului stat român. Am putea îndată să răspundem omos simplist. Centralizarea de până acum am împiedicat și a dat greș. Da. E altceva, așa? Nu cunoaștem chestiile astea. La orele de istorie, nici măcar la facultate, nu se predau chestiile astea. Le e frică. Le e frică nu cumva ca românașul nostru să zică, bă, da, și așa de rău într-un stat descentralizat, că doar un milion de români, peste un milion sunt în Italia, care e stat național unitar și descentralizat. La fel în Spania, la fel în Germania, stat federal. Dacă te uiți la care e mai tare în, în, Europa, asta Germania e cea mai tare, țară federală. Da, și nucleul franco-german. Adică și Franța, țară descentralizată cu regiuni. Oare ce o fi așa de rău în, în, descentralizare? Sau numai pentru românii mai rău în descentralizare, pentru că românii aleg niște oameni care vor să vor să-și sponsorizeze din bani publici, din centralism, cariera politică a lor și banii și, band și conturile bancare ale tuturor urmașilor lor pe cinci generații. Pentru că Romul Boilă a fost foarte cinstit. Uite, primul articol. România constituie un singur stat indivizibil. 2. Teritoriul statului este inalienabil. Un străinarea de teritoriu, rectificarea sau schimbarea nu ar doar, doar pe hotărârea constituantei. Adică exact ce are fiecare stat normal. Doar că, unde a deranjat, organizarea statului se face pe baza principiului descentralizării și a celorlalte principii și reguli depuse în Constituția de Față, organele centrale sunt regele, Consiliul de Stat și Guvernul Central, organele provinciale sunt Dieta și Guvernul Provincial, Opa! statul român se, se împarte în următoarele provincii, Muntenia împreună cu Oltenia, Dobrogea, Delta Dunării și Insula Șerpilor, Moldova împreună cu Basarabia și Bucovina, Transilvania împreună cu Banatul Crișana, Sădmar și Maramureș, Provinciile sunt împărțite din punct de vedere administrativ în județe, județe în comune. O patată! Ia uite, bă! Și mai era o chestie care nu le-ar conveni astăzi nici în ruptul capului. Organizațiile provinciale încasează veniturile statului de orice natură de pe teritoriul lor și sunt datoare a vărsa din venit o cotă fixă sau un procent dinainte stabilit caseriei centrale a statului, restul rămânând la dispoziția regiunii provincii, având provinciile dreptul de a fixa și încasa venituri proprii. Ia uite aici, este și dieta provincială. Tot, 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 absolut tot, 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 tot există în proiectul ăsta de Constituție. Nu așa cum să povestim un pic despre el. De ce nu le convine? Nu le convine pentru că în momentul în care ai dietă regională, dietă provincială, practic, ai avea ce în Germania. Bundestag, aleșii național și Bundesrat, aleșii regional care acolo fixează inclusiv reguli din politica externă. Adică oamenii nu acceptă să meargă nu știu care la Berlin și să zică, băi, lasă băi, băiatul din Vaslui sau din Cluj, noi suntem la București, decidem noi pentru tine. Nici gând. În momentul în care se decentralizează o țară, deja poți avea pretenții de... Oare, hai să vedem oare care a fost istoria. Că istoria Transilvaniei e atâtica șapte rânduri în cărțile de istorie, mai mult Mihai Viteazu că e mit, Ștefan cel Mare că e mit și da? Și în rest sunt chestiile pe care nu trebuie să le aflăm. Nu trebuie să aflăm, de exemplu, că noi la 1828 în Ardeal aveam grafia latină, că ne-au zis ăștia, ungurii, bă, în cărțile la Buda pe da? la Buda era atunci, tipografiile de la Buda, dar nu discutăm, punem grafie latină. Acum, cum să recunoască ăștia alți ministere, care nu din Ardeal, că de-abia în 1860, 1860 România au trecut la grafia latină. În timp ce noi, tă grafia latină am avut pentru că noi am avut limba oficială latină. Bun. Cum să recunoască ei chestia asta cu colonizarea? Că momentul în care se tot vorbește de bă, cum ne-au maghiarizat ăia și uite ce-au făcut. E adevărat, a existat o politică de maghiarizare în Imperiul Austro-Ungar. Dar asta nu însemna că tu, ca român, erai ejectat dacă aveai nume românesc. La noi a fost un pic invers. Puțin știu că a existat un centru național de românizare, un subsecretariat de stat al românizării, colonizării și inventariului. Adică veneai în Ardeal de nu știu unde, bă, du-te în Ardeal că îți dă statul 10 10 hectare de pământ și îți dă o grămadă de bani. De ce? Să se schimbe echilibru etnic. Chestiune interzisă astăzi în orice țară din lume, civilizată, în mod, evident. Apoi cum să recunoști chestia asta că noi am zis, domnule, dar noi ne-am unit și să vedeți cum am cântat împreună, treceți batalioane române, Carpați și ne-am pupat și ne-am făcut și ne-am dres. Ei bine, nu a fost așa. Nu a fost așa, s-a făcut cu eforturi imense, eforturi absolut stupide, ale statului român, condus de Brătianu, condus de ministrul Angelescu al învățământului, care în 1920 ceva, da, primul lucru când a ajuns ministru, a început să o adus trimii de familii de moldoveni în secuime, spunându le -a, bă, au venit aici stăpânii mâncațași. Săracii moldoveni s-au văzut peste munți, duși acolo, ca așa au zis ministru, nu pricep nimic. Secui, nici, așa nu priceput nimic. Amândouă comunitățile au avut sentimentul ăla de străin. Eu sunt străin că sunt moldovean în secuime, eu secui un secuime, sunt moldovean că a dus guvernul o grămadă de oameni peste mine. Și atenție! Asta nu înseamnă că moldoveanul de acolo era un era vinovat sau secuiul de acolo. Nu. Ci stilul în care statul român a înțeles mereu să facă unitatea culturală, sufletească, spune cum vrei, a statului român, a României. Da? Sigur că acum vremurile se răzbună. Vorbeam ieri de mândria de la Craiova, știi? Care zicea că bea, ardeleinii ăștia ce au? Acum nu vreau să vorbesc mare lucru, nu vreau să zic mare lucru, în afară de vreau să pun și eu niște poze cu Oradea. Cata e de faină Oradea și abia aștept să vadă Craiovenii pozele astea, să-și facă niște postere să meargă la Olguța. Tu, asta de în România este? Olguță, mamă! Ia uite cum arată, ardea, uite cum e ce fain e în Ardeal. Păi a ai zis că e fraieri. Și că ți mai duci cu capul ardelenii. Și tu și manda la Olguțu. A zis că îți duci cu capul. Apoi dacă îți duci cu capul, de ce arată la ei așa de fain și la noi, în Oltenia, așa de rău? V-am pupat. La mulți ani tuturor la care vor să le fie spus un la mulți ani. Al contează că te cheamă, că nu te cheamă Mărie. Dar și dacă ești Violeta eu tot îți spun la mulți ani. nu, nu înseamnă că dacă nu așa trebuie să spun la mulți ani, că ești marin. Eu zic no. și dacă ești văzălie. Tuturor, tu la doamne, câți copii sunt aici. Când aud chestiile astea de copii, se câte de copii, parcă vine primăvara. Mai ales acum, în pandemie, chiar am deschis i mai azi la nevastă, deschide geamul mai azi Că e altceva. Până acum, știți, feria ferea lumea să aibă vreo lângă locuință. Acum te gândești, o grădiniță lângă locuință înseamnă să auzi și altceva decât știri cu morți, răniți, ATI și coronavirus. V-am pupat!